Elevii clasei pregătitoare a școlii gimnaziale Savin Popescu din Giurgiu au sărbătorit în avans Ziua Națională a României. Îndrumați de învățătoarea Mariana Nidela, aceștia au confecționat stegulețe tricolore, harta României, buchețele de flori în culorile drapelului, cocarde din hârtie și suporturi de pixuri. În toate activitățile de lucru au fost implicați și părinții alături de copii, care după terminarea lucrărilor practice au marcat momentul prin cânt și poezie. Că niciun lucru nu-i mai sunt, nici mai frumos pe acest pământ, decât să lupți pentru popor înfășurat în tricolor. Pentru a fi un eveniment cu adevărat popular, părinții au îmbrăcat în costume naționale ca niște adevărați români. Costume care mai de care mai frumoase și cu motive populare cât mai interesante. Școlarii le-au explicat în versuri părinților că au existat trei țări, Transilvania, Moldova și Țara Românească, iar românii din aceste țări s-au adunat la Alba Iulia pentru a se uni într-o singură țară, România. Știi ce sărbătorim la 1 decembrie? Ziua Românilor. Ziua României. Ziua României. Și știi care este steagul României? Roșu, galben și albastru. Manifestarea a continuat cu un discurs al învățătoarei despre însemnătatea zilei de 1 decembrie. Încă de pe vremea lui Mihai Viteazu, să ne amintim că încă de atunci, la această dată, la 1 decembrie, Mihai Viteazu a realizat România Mare și trebuie tot timpul, oriunde am fi, să ținem minte că România este țara noastră și că în ziua aceasta România poartă tricolor. Așa cum și noi am pus acolo în panoul nostru. Să nu uităm că tricolorul trebuie să fie totdeauna la loc de cinste și de aceea și trebuie să-l cinstim pentru, și de aceea suntem români. Așa cum au spus și copiii, sus inima români și la mulți ani România, la mulți ani tuturor românilor. 1 decembrie este considerat ca o zi de naștere a României, motiv pentru care elevii clasei pregătitoare au omagiat-o așa cum se cuvine.